un nume înnecat în apele potopului. Dar ce să fie numele acela? Că dacă îl înneacă apele potopului, să ai o pierdere eternă. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat după chipul Său să ne cinstească cu numele Lui. Și numele Lui ține de identitatea, semnificația noastră și de eternă veșnicia noastră. Când răsfoiți Scriptura și ajungem pe ultimele pagini, veți vedea că unii vor fi înăuntru, alții vor fi afară. Și totul este hotărât de numele pe care îl purtăm. De numele care ni s-a făcut sau ni l-am făcut pe acest pământ. Dar cum am avut luna februarie, o paranteză în care am luat adevărurile din primele 6 capitole din Genesa și am încercat să le aplicăm la familie, aș începe cu o foarte succintă recapitulare. În primele 2 versete ați auzit deja că am fost creați după chipul lui Dumnezeu ca să fim cinstiți cu numele lui Dumnezeu. Fiind creați după chipul lui Dumnezeu, suntem legați de El și Dumnezeu dorește să ne împlinim nevoia de semnificație, să ne câștigăm renumele prin cine este El, nu prin ceea ce suntem noi. În capitolul 3 am fost mințiți că vom fi ca Dumnezeu. Și am întins mâna și am furat numele, încercând să scurtcircuităm între timp planurile lui Dumnezeu. Imediat după alungarea din Eden, unii și-au recunoscut falimentul, alții nu. Și astfel în istorie pornesc 2 linii genealogice. Setiții pe de o parte, care se întorc spre Dumnezeu, cheamă numele Domnului, își pun nădejdea în promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o, și cainiții care fug de Dumnezeu și își ancorează numele și renumele în eforturile lor culturale, în realizările lor. Când oamenii au început să mulțească pe fața pământului, fiii lui Dumnezeu, descendenții lui Set, au văzut că fetele oamenilor, descendenții lui Cain, sunt frumoase și au luat neveste din fiecare și în felul acesta mărul putred a stricat mărul bun și tot pământul s-a umplut de silnicie. Observați, setiții s-au împreunat cu cainiții și a rămas un singur om cu fața întoarsă spre Dumnezeu, Noe. Și în vremea lui, numele, renumele, căutările omului, semnificația lui a fost ștearsă de pe fața pământului prin apele potopului. Ce conțin cele 4 capitole pe care Dumnezeu le dedică momentului judecății lui? Dragii mei, din peste 2000 de ani de istorie, în 10 pagini, 4 pagini s-așez în dreptul a 150 de zile, este important să înțelegem importanța acestui eveniment, judecata și pedeapsa lui Dumnezeu. Ce conțin capitolele acestea? Capitolul 6, cauzele potopului și porunca de a face corabia. Capitolul 7, intrarea lui Noe în corabie împreună cu ai lui și cu toate animalele pe care trebuia să le salveze. Capitolul 8, ploaia se oprește și apele scad, Noe iese din corabie împreună cu cei din casa lui. În capitolul 9, Dumnezeu reiterează binecuvântarea din capitolul 1, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Iar în partea a doua a capitolului, Dumnezeu încheie un legământ de data aceasta cu întregul pământ. Câtă vreme va fi pământul, nu va înceta iarna și varea, dimineața și seara, dragii mei, nu va înceta semănatul și seceratul. Și Dumnezeu așează în noi curcubeul ca semn al legământului. Dați-mi voie să spicuiesc câteva lucruri din aceste 4 capitole. În primul rând, aș începe cu cauzele potopului. Ce l-a făcut pe Dumnezeu ca în supărarea, în mâhnia lui să șteargă de pe fața pământului tot ce a creat? Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor lui sau a inimii lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău lui Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Nu zice s-a mâniat în inima lui, ci s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a hotărât să șteargă de pe fața pământului toate făpturile pe care le crease. Da? De la om, până la vite, până la dobitoace, până la târătoare, căci i-a părut rău că le-a făcut. I-a părut rău că le-a făcut. Mi-am pus o întrebare. Când un Dumnezeu atotputernic și atotînțelept
se hotărăște să potopească pământul, oare găsește ceva atât de valoros încât să se aplece după lucrul acela, să mântuiască, să ridice? Ce are valoare în ochii lui Dumnezeu? Ce are valoare în ochii noștri? Știm. Umblăm de dimineața până seara după ele, dragii mei. Dar ce are valoare în ochii lui Dumnezeu ca momentul judecății și al pedepsei să ocrotească lucrul acela valoros, să mântuiască lucrul acela valoros? Versetul 8 spune, Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a uitat la Noe și a zis, pe el nu vreau. Nu vreau să-l strivesc, nu vreau să-l pierd. Dar oare de ce? Textul continuă. Noe era un om neprihănit și fără pate între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. După moartea lui Abel, Eva se deșteaptă, își dă seama de ce-a făcut, dragii mei, și când se naște Set, îl vede ca un viitor potențial pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Iar când Set îl naște pe Enos, oamenii încep să cheme numele Domnului și întreaga linie setită se întoarce totdeauna la promisiunea lui Dumnezeu, în nădejdea că de acolo va veni răscumpărarea. Când Lameh îl naște pe Noe, el își pune toată nădejdea în Dumnezeul care a promis că va mântui într-o zi pământul, că ne va duce înapoi în prezența lui. Noe era un om fără prihană, neprihănit și fără pate între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Dragii mei, singurul lucru pe care îl valorizează Dumnezeu în momentul în care judecata lui trebuie să pedepsească este credința în Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, chemarea numelui lui Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu. Imaginați-vă, tot pământul era stricat și toate întocmirile gândurilor din inima oamenilor erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Imaginați-vă puhoiul și forța aceasta pe care o crea nelegiuirea în vremea lui Noe. Cu toate acestea, Noe a avut curajul să spună cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Un om pe planetă. Un om. Dragii mei, istoria lui Noe nu oferă scuze niciunea dintre noi, nu-i așa? Indiferent câtă presiune creează cei din jurul nostru, încotro merge lumea asta, eu cred că oricare dintre noi putem avea curajul lui Noe să spunem cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar ce contează un om la o mie? Un om la o planetă? În angrenajul acesta social și mai ales în evenimentele pe care le trăim în zilele noastre, ne gândim, dar ce e un om? Ce e un om, dragii mei, pe planeta noastră? Universul este un uriaș ecosistem, nu doar pe plan biologic, dragii mei, nu-i vorba doar de plante și animale, ci și pe plan moral, pe plan spiritual. Și cred că există o masă minimă într-o societate din pricina căreia Dumnezeu încă îngăduie har peste societatea, cetatea respectivă. Aduceți-vă aminte de decizia lui Dumnezeu de a nimici Sodoma și Gomora. Îngerii Domnului vin la Avram și zice, să ascund oare de prietenul meu ce am să fac? Și când doi pleacă, unul rămâne să povestească cu Avram. Și când Avram aude decizia lui Dumnezeu, intervine, zice, Doamne, dacă sunt 50 de oameni în cetatea respectivă, 50 de oameni neprieniți, vei nimici tu cetatea din pricina celor 50 de oameni împreună cu ei? Dumnezeu spune nu. În momentul acela, Avram face socotelile, el știa că Lot era acolo cu toată familia lui și începe să târguiască cu Dumnezeu. 45, 40, 30, 30 și 25, 15. Doamne, nu te supăra pe mine, mai vorbesc o ultima dată. Dacă sunt 10 oameni, între timp socotise toate neamurile lui din Sodoma, dacă sunt 10 oameni, vei nimici cetatea din împreună cu ei? Dumnezeu spune nu. Imaginați-vă, 10 oameni în Cluj. Dar mai mult, citiți cărțile profetice, când Dumnezeu se pornește să pedepsească pe poporul lui, profeții strigă, caută, caut, un om, un om să stea în spărtură. Un om să stea în spărtură. Noe era neprihănit și fără pate între cei din vremea lui, indiferent ce făceau ceilalți.
Dragii mei, și singura valoare pe care Dumnezeu vine să o mântuiască din apele potopului nu sunt realizările culturale, nu sunt uneltele fier și de arama lui Cain Tubal, nu sunt instrumentele muzicale ale lui Iubal și nici oile, dragii mei, și corturile lui Iabal, nici cetățile lui Nimrod de mai târziu sau al lui Cain. Umblarea cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu. Atunci un om a umblat cu Dumnezeu astăzi? Dragii mei, a fi religios nu înseamnă a fi și pe placul lui Dumnezeu. Așa cum ați auzit mărturiile, a fi religios înseamnă a te lipi de tineri, a cânta împreună cu ei, a ieși la munte, a fi implicat în activitățile celorlalți, dar întrebarea este cât umblu cu Dumnezeu astăzi eu? Noie îmi spune că este posibil. În 2 Corinteni, și am cântat cântarea la început, ascultați rolul nostru în societatea zilelor noastre. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, se va întoarce de la căile lui rele, îl voi asculta din cer, îl voi ierta și îi voi tămădui țara. Îl voi ierta și îi voi tămădui țara. Oare de ce a spus Domnul Iisus câtorva ucenici? Voi sunteți sarea pământului. După care s-a oprit și a continuat, dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta puterea de a se rea? Atunci nu mai este bună decât să fie aruncat afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. Dar oamenii n-aprind lumina să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, ca să lumineze celor din casă. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Dragii mei, indiferent cât de mici și puțini suntem, contăm în universul acesta, contăm pe planeta aceasta, contăm în societatea zilelor noastre. Care a fost cauza potopului? Nelegiuirea. Necinstirea de lui Dumnezeu și nelegiuirea oamenilor. Și Dumnezeu s-a hotărât să nimicească planeta. Dar înainte să o facă, îi dă o poruncă lui Noe să zidească o corabie și să urce în ea el, casa lui și ceea ce Dumnezeu dorea să mântuiască de pe pământ. Atunci Domnul a zis lui Noe, fă-ți o corabie din lemn de gofer. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 150 de metri lungime, 50 de metri lățime și 15 metri înălțime. Am tradus coții în limbajul nostru. Dragii mei, nu știu cum vă imaginați corabia lui Noe, priviți-o. În 7 iulie 2016 s-a deschis Muzeul Creației Corabia la dimensiunile biblice. Este cea mai mare construcție de lemn de pe planeta noastră, transformată într-un muzeu pe care au vizitat-o deja milioane de oameni, de o dimensiune incredibilă, de o frumusețe fantastică, dragii mei. Dacă faci o secțiune prin ea, erau 3 niveluri încărcate cu tot ce avea nevoie Noe pentru ca să supraviețuiască aproape un an de zile în pregătirea prin potop și după potop. Acum corabia este un muzeu, poate fi vizitat, părinți, copii împreună cu ei. Dragii mei, sunt culoare, sunt împachetată corabia cu tot ceea ce s-au gândit oamenii că Noe putea lua împreună cu el, inclusiv animale extinte, poate astăzi, refăcute astăzi, să poate fi văzute de copii. Grâne, apă, tot ce trebuia a fost adus în corabie. 120 de ani, nu știm câți ani a lucrat Noe la ea. Dar Dumnezeu, ca să-l salveze pe Noe, i-a pregătit un mijloc de salvare. Și întotdeauna în revărsarea mâniei lui Dumnezeu este nevoie de un mijloc de salvare. Testul lui Noe a fost ca în râsetele și batjocura oamenilor, timp de 10 de ani, dragii mei, să lucreze la împlinirea a ceea ce Dumnezeu i-a dat de făcut. Fă-ți o corabie din lemn de gofer. Dar testul cel mai greu a venit după ce corabia a fost terminată. Noi a intrat în ea împreună cu toți ai lui și animalele au venit de bunăvoie, două câte două și câte 7 perechi din cele curate și au intrat în corabie. N-a trebuit să umble Noe după ele, dragii mei. Dar imaginați-vă, totul era încărcat în corabie și ușa era larg deschisă.
Șapte zile. Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Căci după 7 zile voi face să ploaie pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Și voi șterge de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am creat. După 7 zile au venit apele potopului peste pământ. Care e rostul acestor 7 zile? Închideți-vă ochii, lăsați-vă mintea să fabuleze. După ce că și-au bătut joc de el, că făceau corabie undeva pe un deal, unde nu era apă, poate nici nu știu dacă fuse ploaie pe pământ, după ce și-au bătut joc, și-au luat, bineînțeles, banii și ei s-au bucurat să trăiască, dar erau batjocuri a copiilor ca Iov altădată. Și acum totul este încărcat, ușa este deschisă, trece o zi, trec două, trec trei, trec cinci, trec șase, și nu se întâmplă nimica. Imaginați-vă hohotele de râs la ușa corabiei. Și în ziua 7-a, jum! Dumnezeu a închis ușa corabiei. S-au deschis fântânile adâncului, s-au prăbușit apele de sus. Și timp de 40 de zile, dragii mei, apele au înnecat întreaga planetă. Dar de ce doar după 7 zile? Atunci când răsfoiești Biblia, găsești un tipar, l-am numit un tipar profetic, care dezvăluie, aduce înaintea noastră inima lui Dumnezeu, care nu dorește moartea păcătosului. Atunci când Dumnezeu îl întâlnește pe Noe și îi vorbește, spune, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, viața lui va fi de 100 sau existența lui de 120 de ani, să fie lungimea vieții noastre, probabil, dar Petru spune că este vremea în care îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, când se făcea corabia pe vremea lui Noe. 120 de ani îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Și când totul este pregătit și gata de plecare, încă 7 zile de har. Brațele deschise ale lui Dumnezeu, invitând pe oricine ar fi vrut să urce în corabie. Dar ca pe vremea lui Noe și astăzi, dragii mei, când oamenii aud de Dumnezeu, încep să-și bate joc de El, cu toate că brațele Lui sunt larg deschise. 7 zile de har. Dați-mi voie să fac un pas mai departe. În Genesa 15, Dumnezeu intră în legământ cu Avram și îi spune, uite, îți dau țara asta, dar nu acum, peste 430 de ani. Pentru că nelegiuirea amoriților încă nu și-a atins vârful. Paharul nu s-a umplut. Dragii mei, Canaanul era absolut plin de nelegiuire, ca pământul pe vremea lui Noe, și Dumnezeu le mai dă încă o jumătate de mileniu de har. Veniți pe vremea lui Moise, suntem gata să ieșim din Egipt, dar Dumnezeu dă o vreme de har egiptenilor, 9 urgii una după alta, care lovesc tot felul de lucruri, dar îi cruță pe majoritatea dintre ei. Urmează urgia 10-a, și înaintea ei Dumnezeu mai dă încă 4 zile de har. Porunca a fost fiecare casă să cumpere un miel în ziua 10-a, să-l ține până în ziua 14-a, să-l junghe între cele două seri. Imaginați-vă behăitul mieilor în cele 4 zile, ca fiind chemarea mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, în invitația de a-și pune sângele pe ușorii ușii, ca îngerul morții să nu-i lovească. Când Iona în sfârșit ajunge în Ninive și trece prin cetate, el începe să strige, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. De ce acordă Dumnezeu perioada de har? Dar dați-mi voie să vin un pic mai aproape. În Apocalipsa, capitolul 6, tocmai am cântat cântarea, cine este vrednic să rupă pecețile? Mielul s-a ridicat, a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie și a început să-i rupe pecețile una după alta. Și când rupe pecetea 6-a, dintr-o dată se deschide cerul și apare mielul lui Dumnezeu și împărații pământului. Îngroziți strigă munților, cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Și ne-am aștepta ca mânia mielului să reverse peste pământ. Și în momentul acela, capitolul 7 deschide paranteza harului. Frații mei, au trecut 2000 de ani de har. Vă mirați de pandemia din ultimii 2 ani? Sunt primele urgii care încep să lovească pământul.
Inima ne este ca un purece, pentru că uite atât ar trebui ca să ardă pământul acesta în zilele pe care le trăim. Să sară în aer doar o centrală nucleară, da? Doar una să sară în aer. Copiii noștri au avut probleme incredibile din pricina Cernobâlului. Imaginați-vă ce poate veni peste noi. Astea sunt vremurile care le trăim. Dar Apocalipsa ne vorbește despre urgii care vor lovi întregul pământ. O treime sau o pătrime, o treime și unul la unul. Știți ce spune Scriptura? Și tot nu s-au pocăit. Și tot nu s-au pocăit. 2000 de ani de har. Inima lui Dumnezeu. Ezechiel 33, versetul 11. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui cea rea și să trăiască. Și pe urmă profetul strigă cât îl ține gura, măcar că era în robia babiloniană. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la căile voastre cererele. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? Dar poate că ne spunem, harul lui Dumnezeu este doar pentru casa lui, pentru oamenii lui, dacă poporul meu... Nu, dragii mei, aceeași inima lui Dumnezeu este și pentru ucrainieni, și pentru ruși, și pentru români. Aceeași inima lui Dumnezeu. În Ieremia, capitolul 18, spune, dacă un neam, și dacă voi zice despre un neam, că îl voi smulge, că îl voi strivi, că îl voi dărâma, dacă neamul acela se pocăiește, îmi pare rău de răul pe care mi-am pus în gând să-l fac. Și dacă zic unui neam că îl voi sădi, că îl voi zidi și mândria îl face să vină împotriva, mi-am pare rău de binele pe care mi-am pus în gând să-l fac. Dragii mei, Dumnezeu este același, nu doar era și în veci, ci același pentru întreaga planetă, pentru fiecare neam, pentru fiecare națiune. Atunci când Dumnezeu s-a pregătit să potopească pământul, un om, Noe, prin credință, atunci când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa, prin ea, da? Prin chivotul acesta, prin el, el a osândit lumea de atunci și a ajuns moștenitorul neprihănirii care se capătă prin credință. Știți de ce? Pentru că în ciuda contextului a avut curajul să note împotriva curentului. A avut curajul să spună cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ați-mi voie să mă opresc cu istoria potopului și să pun o întrebare. Ce reprezintă potopul? Judecata și revărsarea mâniei lui Dumnezeu. O paradigmă a cărei împlinire o așteptăm încă. Ce reprezintă corabia? Este mijlocul salvării oferită de Dumnezeu celor care au crezut în el. Mijlocul salvării oferit de Dumnezeu celor care au crezut în el. O puteți vizita. Este în Kentucky, Statele Unite. Este una la aceeași dimensiuni, poate mai modestă, undeva în Olanda. Pentru că oamenii și-au bătut joc, dragii mei, și-au crezut că corabia lui nu este o covățică, da? Și așa cărțile noastre de povești pentru copii, uitați-vă la ea, mijlocul salvării lui Dumnezeu. Dar asta a fost atunci. Un principiu pe care Pavel îl aduce înaintea noastră astăzi este cel din Romani, 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Vă întreb, nu vedem cum necinstirea de Dumnezeu se mulțește de la o zi la alta și nelegiuirile încep să cuprindă pământul? La ce ne-am aștepta? Cineva m-a sunat și mi-a spus, un război împotriva lui Dumnezeu. Și am zis, cum ar fi să fie un război al lui Dumnezeu? Vă las pe voi să judecați, da? Pe voi să judecați. Care este mijlocul salvării de Dumnezeu pentru noi astăzi? Care este mijlocul? Dragii mei, dați-mi voie să citesc câteva texte din 1 Petru, capitolul 3. Icoana aceasta închipuitoare, aveți, dacă vreți, corabia înaintea ochilor. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume,
spuneți noastră, botezul. Și anume, botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Ce nu este botezul? Nu este o curățire de întinăciunile trupești. Dacă nu ți-ai rezolvat păcatele înainte de a te boteza, cu ele intri în apă, cu ele ești din apă. Ba mai mult, ți-ai bătut joc de ceva sfânt. Cum intri în apă, așa ești din ea. Nu există ritualul exterioare, indiferent cât de complicate ar fi, să rezolve păcatele noastre, dragii mei. Nu există. Deci nu este o curățire de întinăciunile trupești. Dar atunci ce este botezul? Oh, botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Când cugetul este curat, te poți uita în ochii lui Dumnezeu, dar nu tu te-ai curățit, ci El a plătit prețul curățirii tale. Și de aceea botezul este o bucuroasă celebrare că am fost primit și iertat de Dumnezeu și pot să mă întorc acasă ca fiul risipitor. Brațele Tatălui mă așteaptă. Dar textul continuă, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum. Acum, dacă am fost născut din nou, s-a încheiat? Nu s-a încheiat. Călătoria continuă și am nevoie de mântuire acum. Și atunci botezul este și o solemnă angajare alături de frații mei de a-mi duce mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Nu e așa, ne supărăm pentru una și pentru alta, le trântim toate de pământ și plecăm. Așa cum Darius spunea, păi am vrut să mă mut la o altă biserică, să-mi găsesc un alt grup. Dragii mei, poți să te duci unde vrei. Tot oameni nedesăvârșiți ca tine și ca mine vei găsi acolo. Și de aceea cred eu că de dragul lui Hristos, îți de 74 de ani în biserica asta, de dragul lui Hristos. Și nu au fost totdeauna zile bune, dar alături de frații mei am nădejdea, dacă voi cădea, să fie cine să mă ridice. Și în felul acesta să ne sfârșim alergarea, să ajung la capăt, cum spunea Noemi, da, sau Naomi, să ajung la capăt. Ce este botezul? Pe de o parte este o celebrare și este o bucurie, dragii mei, nu un plâns și gemete, astea au fost înainte, țin minte, frământările mele înainte de a mă hotărâ, dar este în același timp un început de drum în care mă angajez în mod solemn alături de frații mei să-mi duc mântuirea până la capăt. Atunci când te uiți la lumea în care trăim, există foarte multe religii și indiferent unde mergi pe mapamont sau în istorie, vei vedea că în conștiința omului a fost săpată ideea că relația cu divinitatea trebuie mijlocită de jertfe, preoți și temple. În toate religiile lumii ai jertfe, preoți și temple. Știți care a fost una din problemele cele mai mari? Închinătorul venea cu jertfa la templu, la preotul respectiv, în nădejdea că îl îmbunează pe Dumnezeu. Și după ce aducea jertfa, el nu primea niciun răspuns, nici da, nici ba. Se ducea ca să se întreba, oare i-am dat destul, oare a fost bine? Se ducea și ia de două ori mai mult și mergea înapoi la templu și se întorcea la fel de dezamăgit. Și în felul acesta, omul a început să pluseze valoarea jertfelor până când a ajuns la jertfe umane, dragii mei, și Dumnezeu urăște lucrul acesta. Urăște lucrul acesta, până la jertfe umane. Dar mă întreb, oare noi avem vreun răspuns din partea lui Dumnezeu? Sau și cerul tace pentru noi, facem tot felul de lucruri, venim la El? Nu, dragii mei, Dumnezeu a urlat în universul acesta. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Învierea lui Hristos, dragii mei, este declarația lui Dumnezeu că jertfa a fost primită. Și că noi suntem socotiți neprihăniți prin ea. Jertfa a fost primită și noi suntem socotiți neprihăniți prin ea. Noi nu venim la Dumnezeu, dragii mei, să-L îmbunăm prin jertfele noastre, prin lucrările noastre. O singură jertfă a fost pe placul lui Dumnezeu, jertfa întrupatului Său Fiu. Și de aceea învierea Lui este mărturia, declarația lui Dumnezeu că ne putem întoarce acasă. În Roman, capitolul 4, versetele 24-25, există o afirmație absolut fascinantă a lui Pavel. Hristos Domnul nostru a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți.
Citind Biblia, trecem peste relațiile structurale din text, dar uitați-vă la cauzalitatea din versetul nostru. Cauza morții lui Hristos au fost păcatele mele și ale tale. El fiind mielul lui Dumnezeu care a trebuit să poarte, să ridice păcatul lumii, să le ducă în domeniile lui Azazel. Dar cauza învierii lui Hristos este neprihănirea noastră. Vă vine să credeți? Dacă eu n-aș fi fost socotit neprihănit de Dumnezeu, dacă omul n-ar fi fost socotit neprihănit de Dumnezeu, Hristos n-ar fi înviat. Hristos n-ar fi înviat. Învierea Lui este dovada neprihănirii Lui, dar este dovada faptului că Dumnezeu m-a socotit neprihănit. Cauza este faptul că am fost socotiți neprihăniți. Efectul este învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Ne apropiem de Paște. Unii au intrat deja în postul Paștelui, dragii mei. Imaginați-vă cum ar trebui să sune acel Hristos înviat din gurile noastre în astfel de vremuri. Ca cea mai mare declarație a lui Dumnezeu, brațele lui întinse, corabia lui mântuitoare, gata să ne primească pe oricare dintre noi. Frații mei, nimeni nu se botează ca să aibă pace cu Dumnezeu, ci ne botezăm fiindcă avem pace cu Dumnezeu. Și de aceea botezul este o bucuroasă celebrare, o bucuroasă celebrare a faptului că am fost socotiți neprieniți prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Ascultați doar două versete, primele două versete care țin de Evanghelia creștinului în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, primele două versete. Deci, fraților, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Notați, vă rog, timpul verbelor. Suntem prezent socotiți neprihăniți prin credință, avem prezent pace cu Dumnezeu. Lui Hristos îi datorăm harul că prin credință am intrat în această stare de har. Asta s-a întâmplat cândva. Da? Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ne bucurăm că vom ajunge la capătul drumului în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ce este botezul? Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Este o bucuroasă celebrare a împăcării lui Dumnezeu cu noi și a noastră cu El, celor care l-am mărturisit ca Domn în viața noastră. Dar textul continuă, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum. Dar când este acum? Din înțelegerea mea, mântuirea nu-s două degete ridicate, nici o muiere în apă. Mântuirea este o călătorie care trebuie să înceapă undeva, să termină undeva. Și între ele este o călătorie, dragii mei, pe teritoriile dușmanului. Și noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Acum este acum. Și în călătoria asta ne spune că icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Da? Dacă botezul este o icoană închipuitoare, ce închipuie ea? Ce închipuie ea? Dați-mi voie să lărgesc un pic contextul. Hristos, 3:18, de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar viu în duh sau înviat în duh, s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Și uitați-vă la versetul 20, care fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Și anume botezul. După care textul vine și continuă ce este și ce nu este botezul. Dar mă întreb, ce închipuie potopul, dragii mei, este revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Corabia reprezintă mijlocul oferit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră în fața revărsării mâniei Lui. În fața revărsării mâniei Lui. Botezul închipuie potopul. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dragii mei, întrebarea este nu de ce mor ucrainienii, ci întrebarea este de ce trăim noi. Cu ce sunt eu mai bun decât ei? Bărbați, femei, copii, cu ce?
Toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă ai înțeles lucrul acesta, vei accepta să mori. Pentru că nu este altă soluție. Plata păcatului este moartea. Observ, botezul este o îngropare în apele potopului. O îngropare în apele potopului. Dar corabia, mijlocul salvării lui Dumnezeu, îl închipuie pe Hristos, capul și trupul. Dacă n-ar exista jertfa lui Hristos, moartea și învierea lui, dragii mei, ritualul n-ar avea absolut niciun sens. Absolut niciun sens. Botezul închipuie o moarte și slăvit să fie Domnul și o înviere. Și o înviere la nouă viață. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, au fost îngropate în apele potopului, în pedeapsa lui Dumnezeu. Și suntem un om nou în Hristos Iisus. Uitați-vă la textul din Coloseni, capitolul 2, versetele 11 și 12. În El, în Hristos, ați fost tăiați împrejur, adică incluși în familia lui Dumnezeu, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Dar dacă botezul este o bucuroasă celebrare, am fost născut din nou, sunt iertat înaintea lui Dumnezeu, de ce mai am nevoie de el? Pentru că botezul, dragii mei, devine o poartă de intrare în trupul lui Hristos. Și nu uitați, nu există mântuire în afara bisericii. Prin botez mă alătur fraților mei ca să ne ajutăm unii pe alții să ne ducem mântuirea până la capăt. Și ce e extraordinar, că dincolo de noi, de mine și voi, de voi și de mine, dragii mei, sau de noi și Naomi și Darius, capitolul 1, versetul 5 din Petru spune: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea descoperită în lumea, în vremurile de apoi. Voi sunteți mântuiți de puterea lui, nu cu puterea lui Dumnezeu este problema, cu credința mea este problema. De aceea avem nevoie unii de alții, dragii mei. Credința mea, pentru credința lui Petru s-a rugat Domnul Iisus. Dar ce e credința? Credința este ascultarea care mă duce în cadrul în care operează această putere a lui Dumnezeu. Care să fie cadrul acela? Hristos, capul, adică Iisus, și Hristos, trupul, adică biserica lui. Credința mă duce în spațiul în care Dumnezeu îmi garantează, într-un fel, protecția. Și pentru asta trebuie să plătesc orice preț. Da? Orice preț. De Hristos capul ne apropiem prin credință, dar de Hristos trupul ne apropiem prin botez. De aceea botezul la noi este public. Este în prezența trupului lui Hristos. Avem nevoie unii de alții. Evrei, capitolul 3, versetul 12 la 15. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Observați, credința este în discuție atacată de lunetiștii celui rău. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câte vreme se zice astăzi. Sau dacă vin în capitolul 10, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții în fiecare zi. În fiecare zi, unii pe alții. Știți de ce? Vremea se apropie. Și această apropiere a vremii va aduce judecata lui Dumnezeu și trebuie să ne prindă în corabia care este Hristos. Ne-am făcut părtașa lui Hristos, suntem în corabia care este Hristos. Dacă, da? Dacă. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Dar îmi pare rău să citesc și versetul următor, da? Asta așteptăm, mântuirea. Versetul următor spune: în ea, în mântuirea gata să fie descoperită, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, și nu știu de ce trebuie,
dar îmi spune textul mai departe, sunteți întristați prin feluri de încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea, la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, nu la începutul, la sfârșitul drumului, ca sfârșit al credinței voastre, ca telos, ca ținta credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Dați-mi voi să trag concluziile. Pe vremea lui Noe, acesta era mijlocul salvării lui Dumnezeu. Astăzi, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Și știți cum continuă textul. Dar ce este botezul? Nu este curățirea de întinăciunile trupești? Dracii intri în apă, dracii ieși din ea. Noi nu avem apă sfințită, dragii mei. Indiferent câte rugăciune am zice peste ea. Da? Numai jertfa sângelui lui Hristos poate curăți păcatul. Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Botezul este o bucuroasă celebrare. Nu te botezi ca să ai pace cu Dumnezeu? Nu este în sfârșit am făcut-o și pe asta. Nu, nu. Ce era mai important ai făcut deja. Ți-ai pus nădejdea în Hristos, l-ai mărturisit ca Domn și Dumnezeul tău, ca Toma. Ci te botezi fiindcă ai pace cu Dumnezeu, spui lumii întregi că ai fost născut din nou, iertat și primit acasă în brațele Tatălui. Este doar un început de drum. Și de aceea botezul, dincolo de celebrare, trebuie să fie o solemnă angajare alături de frații mei să-mi duc mântuirea până la capăt. Vă întreb, de ce e mai bine doi decât unul? De ce e mai bine doi decât unul? Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Vai de cine este singur și cade și n-are cine să-l ridice. Hristos capul? Nu poate opera fără Hristos trupul. Amin.